Pe vremea când mergeam la birou, mă trezeam la 7 fără un sfert, 7, veneam aici cu cafea și mă pregăteam de lucru, mă făceam rutina de skincare, îmi făceam machiajul și Ginger venea mereu și se punea aici. Era asistentul meu de make-up și uite și acum a venit și s-a pus aici. Printre toate lucrurile astea, prin tot haosul ăsta, se descurcă să pășească ușor pe birou, fără să dărâme ceva. Și se face el comod așa, printre produse. În tot haosul ăsta își găsește el un loc. După cum se poate observa, sunt aici la birou și mă machiez și voiam cu ocazia asta să vă mulțumesc pentru recomandarea eyelinerului ăstuia de la Catrice pe care mi l-am cumpărat ieri. Ați văzut probabil în vlogul trecut. E fix ce trebuie, adică pur și simplu alunecă așa pe piele și e opac. Se lucrează super ușor cu el, poți să trasezi linii cu precizie și voiam să vă mulțumesc pentru recomandare. Mi l-ați recomandat într-un dintre vloguri, am văzut comentariile, mi-ați scris acolo și pe Instagram au fost câteva fete care mi l-au recomandat pe ăsta atunci când m-am plâns de celălalt eyeliner de la Catrice pe care îl cumpărasem tot din ăsta. Easy Liner parcă se cheamă ăla, l-am și aruncat. Pentru că pur și simplu nu voia să traseze linii, era uscat, nu știu ce avea. În fine, Easy Liner nou, Calligraph Pro, yes. Asta înseamnă un eyeliner bun, un eyeliner care funcționează din prima și care să nu-ți dea bătăi de cap. Așa arată vârful, e vârf din asta tip carioca, e un vârf rigid. Hopa! Cred că au fost 23, dacă nu mă înșel. Oricum, intră în categoria ieftin și bun și cu siguranță o să îl folosesc de acum încolo și o să tot cumpăr, la fel cum tot cumpăr rimelul ăsta de la Catrice Lift Up. Uite cum era să plec fără baterie de la cameră. Vezi, e bine că încep cadrele din lift. Nu că s-ar întâmpla lucruri mărețe, dar mergem acum să ne întâlnim cu Roxana și George. Am aici găluștele cu prune și am și două cărți. Wow, e atât de frumos afară, e vremea perfectă de dimineață. O plouat, de fapt, ieri seară a început o mare furtună cu fulgere, trăsnete, tunete. Cred că fulgere și trăsnete e aceeași lucru sau pe acolo. Și azi dimineața mai ploua și era așa glumi, dar acum e perfect. Noi mergem aici. Uite acolo. Uite aici ultima fiță. Apă minerală la doză. Are de ce era nevoie. Uite, cu vorba la Kaufland iar sticlele astea. Mi-am cumpărat odată, mă rog, am avut o tentativă să cumpăr și nu aveam coș. Și când am ajuns la casă, s-o spart și de atunci n-am mai găsit. Și văd că au și din asta cu passion fruit. N-am băut niciodată, dar sună bine. Și de data asta nu o să mai spart pentru că avem și coș. Am venit până la Kaufland să luăm ceva și am mai multe chestii. Multe prostii.
motivul pentru care am fost la Kaufland e parbrizul. Bine, și să luăm lichid de parbriz. Dar am fost în principiu să luăm parizer. Eu am mâncat o singură dată în viața mea. Și mi s-a făcut poftă și eram curioasă să văd, să mănânc. Pentru că de fiecare dată când cobor la pisici, mă întâlnesc ba cu doamna de la pază, ba cu domnul de la pază, ba cu doamna de la curățenie și mereu îmi zic că pisicile au mâncat parizer, că le-a adus parizer și fac să sune așa ca și cum acest parizer e ceva divin. Și Ginger, tu ești? Și astăzi a fost momentul în care Ionita a renunțat tentației și a zis, vreau parizer. Păi, chiar și astăzi când am coborât la pesmetici, a venit domnul de la pază și mi-a zis că le-a luat un kil de parizer, l-a mărunțit pentru pesmetici și bezmeticii ori mâncat ca sparții. Și ăsta este momentul. Toată lumea vorbește de parizerul ăsta. Eu am mâncat o singură dată. Te-ai mâncat? Da. Da? Da. E bun. E bun parizerul, dar cred că două felii ar fost suficiente momentan. Aștept un pic și o să trec la pufarine. Wow, n-am mai mâncat pufarine de nu mai știu când. De mult timp. Și uite, am găsit chestiile astea. Chocomelo. Ia să vedem. Băi. Mă, te spală cu toate produsele chimice și tu le mănânci. Oh, da, ce sexy este Andrei. Ce-i suflet? Te-am prins și eu pe cameră. Ia uitați-vă la set. De set se entuziasmează de piată când e vorba de mâncare și se înfoaie așa totul. Vai, trebuie să vă zic ce s-a întâmplat aseară. Vă ziceam în vlogul trecut că m-am consumat foarte, foarte tare din cauza unui pisic mic care era singur și necălcit. Ieri dimineață când am coborât la bezmetici, m-am dus să văd dacă îl mai găsesc pe ăsta mic, nu l-am găsit. Mi-am făcut și atunci 1000 de gânduri, seara când am coborât nu m-am zis să caut. Și pe la 10:30 eram cu geamul deschis, având în vedere că s-a mai răcorit, pot să stau și eu cu geamurile deschise. Și am auzit mieunatul ăla disperat. Și mi-a unat sărăcuțul și m-am activat așa. Bineînțeles că aș fi putut să închid geamul și să mă fac că nu am auzit nimic, dar în momentul ăla când i-am auzit glasul, m-am înarmat cu mâncare și am coborât. Și afară mai erau două persoane, un tip și o tipă, care se uitau să vadă de unde vine mieunatul, se uitau pe sub mașini. Eu coborâsem cu mâncarea, i-am văzut și am ademenit pisicul cu mâncare și am întrebat-o pe fata respectivă dacă nu-l vrea ea și nu mă așteptam, dar a zis că l-ar lua ea. Am ademenit pisicul ăla atât de micuț cu mâncare și într-un final au putut să îl ia fata respectivă, au pus mâna pe el încet încet și pe urmă l-a luat în brațe, s-a uitat cu atâta drag la el, l-a și pupat. Și am fost atât de fericită și parcă nu venea să cred și singura chestie de care mă oftic este că nu m-am gândit atunci să îi cer numărul de telefon sau Facebook-ul sau Instagram, să păstrez legătura cu ea, să mă țină la curent. Dar m-am bucurat tare, tare mult că l-a luat
și mă mai liniștit, așa că în cele din urmă, cine știe, poate că nu m-am consumat degeaba și nu am avut toate gândurile astea degeaba și poate că Universul a contribuit într-un fel sau altul la chestia asta și uite că ieri seară l-a luat cineva. Și imediat după aceea, pe la 11, a început furtuna și a început să plouă atât de tare și mă întrebam ce s-ar fi întâmplat dacă pisicul atât de mic încă mai era pe afară și așa era vai de capul lui săracul. A intrat într-o curte, în curtea vecinilor care au un câine destul de mare și am zis că dacă îl prinde câinele ăla nu este bine, dar uite că nu s-a întâmplat nimic. Noroc că era înfometat pisicul și a venit la mâncare, a putut fata respectivă să-l ia în brațe și l-a luat. Acum chiar mă simt mai liniștită. Acum hai să vedem ce se află aici. Eu i-am dus prietenei mele, Roxana, două cărți, avertisment și fetița din scrisoare, plus găluștele cu prune. Și ea mi-a dus fecioarele, asta, Falling, și Verity. Și asta este o carte care mi-a fost recomandată pe Instagram. Asta, Fecioarele, este de la același autor care a scris Pacienta tăcută, care mi-a plăcut foarte, foarte, foarte mult. Și pe asta voiam să o și comand de pe Elefant, doar că mi-a zis Roxana că are ea și atunci am zis că nu are sens să mi-o mai comand, un prumut de la ea și am acum 3 cărți de citit, plus alea care urmează să ajungă cel mai probabil mâine la mine, comandat de pe Elefant și, mă rog, mai am câteva cărți care așteaptă să fie citite. Și apropo de cărți, mi-a lăsat cineva un comentariu și mi-a zis că ar fi interesant să fac un clip cu recomandări de cărți și mi se pare o idee bună. M-am gândit și eu de câteva la treaba asta, dar dintr-un motiv sau altul nu am făcut un astfel de clip, dar cine știe, poate o să mă mobilizez în curând și o să fac un astfel de clip. Dacă sunteți interesate, aștept să îmi lăsați în comentarii și vedem cum organizez. Și am aici și două chestii. Prietena mea, Roxana, a fost în Kenya. Mama, asta este ceva super, super greu. Și ne-am dus niște suveniruri. Dar sunt curioasă ce e aici. Wow, sunt niște coastere. Niște chestii astea pe care se pun paharele și sunt super grele. Arată super drăguțite, cu animăluțe, cu girafă, cu zebră, leu, elefant. Ce mai avem aici? Un rinocer. Și un hipopotam. Ce drăguțe sunt. Și figurina asta din lemn. Vreau să-mi fac așa o salată de fructe. Am pregătit aici mango, papaya și fructul pasiunii. Cu ocazia asta mănânc și eu pentru prima dată fructul pasiunii. Și vreau să încerc și laptele ăsta de cocos. Să văd dacă are gustul pe care îl caut de la salata de fructe pe care am mâncat-o la Sumo în Amsterdam. Great succes! Am gustat și are gustul pe care îl căutam. Așa că mă pregătesc să tai fructele și peste să pun niște lapte de cocos. E delicios. Asta e ce am lăsat în urmă. Aici este papaya pe care o să-l pun la frigider, pentru că mi-am dat seama că mango era destul de mare și ocupat de bolul ăsta. Și o să gust acum fructul pasiunii. Sper să fie bun. Nici nu știu cum se mănâncă.
că trebuie să-l tai pe jumătate și să scormănesc cu o lingură, nu? Atât? Nu știu la ce mă așteptam. Am mâncat înainte acel fructul pasiunii, care e format de fapt din niște sâmburi care au așa o pulpă gelatinoasă, scârbășică și este super, super acru. Nu știu la ce mă așteptam. Așteptam să fie ceva mai dulce, dar e așa acrișor. Bine că am cumpărat, am încercat, nici nu mai cumpăr. O să mănânc salata asta, peste care o să pun niște lapte de cocos. Ce s-a întâmplat? Ce-i? De ce mi-e un dramatic? Aoleu! De ce mi-e un dramatic? Da. Ce faci, fandosel? Țineți minte cutia aia? Se află în casă de mai bine de 2 luni. Și am tot zis că o iau să duc la reciclat, dar după cum se poate observa, e ocupată. Ba de isis, ba de ginger. Set nu prea stă, dar o mai păstrez. Și uitați ce am aici. A ajuns coletul de la elefant cu cărțile și încă nu l-am deschis. Îl deschid imediat și vă arăt ce cărți mi-am comandat. Sunt 9 sau 10 cărți cărora trebuie să le găsesc și un loc. Haide tu să vedem ce e aici, vrei? Hai! Hai, lasă-mi ionatul și hai să mă asiști aici. Așa, când apare o cutie nouă, toate pisicile sunt curioase să vadă ce și cum. Bun, hai să vedem cărțile. Odată este cartea asta, Fata dinainte, care e mai mică decât o carte obișnuită și am citit că e un thriller interesant. De fapt, toate sunt niște thrillere, pentru că astea sunt cărțile care îmi plac mie, cărți care te țin așa în suspans cu sufletul la gură și au și un final neașteptat. Apoi am Străinul de acasă. Asta e o altă carte pe care o aveam de mult în wishlist. Lasă-mă să mint. Apoi am Pacientul și cartea asta mi-a fost recomandată de câteva fete pe Instagram. M-a întrebat la un moment dat pe Instagram ce cărți îmi recomandă fetele și asta era printre recomandări. Și o altă carte super recomandată a fost asta. Sunt 5 volume. Eu am luat Victimă fără chip, prima carte, ca să văd despre ce e vorba și îmi dau seama că este super groasă. Și dacă o să-mi placă, o să le iau și pe celelalte. Cred că mi-a scris cineva și pe YouTube despre autorul ăsta și cele 5 cărți. Dacă bine mi-amintesc, apoi am aici Negustorul de manuscrise, cel mai bun autor de thrillere în viață. No, ia să vedem.
Apoi am lista de invitați. Pe asta am luat-o așa la ghici. Am aruncat un ochi pe Goodreads să văd ce zice lumea despre cartea asta și avea recenzii ok. Și ultima carte este Omul de castane. Cred și asta este o carte destul de groasă. Astea sunt cărțile. O să le scot din folie și o să le aranjez. Dar nu știu exact unde, pentru că acolo sunt cărți, acolo sunt cărți, acolo sunt cărți. Cred că o să le pun pe astea acolo lângă. Ideal ar fi să le pun aici, pe rafturile astea, care oricum sunt semi-goale, dar le păstrez așa pentru că aici de obicei se urcă Isi și își face veacul. Și n-aș vrea să o incomodez cu cărțile mele. Așa că cel mai probabil o să le pun aici. Oricum, următoarea carte pe care o să o citesc este asta, Fecioarele, pentru că am auzit numai lucruri de bine despre ea. Este scrisă de același autor care a scris și Pacienta tăcută. Și, pe urmă, vreau să le citesc și pe astea două. Mie nu-mi place să țin cărți împrumutate foarte, foarte mult timp. Adică dacă mi-am împrumut o carte, aș vrea să o termin destul de repede, să o returnez într-un timp rezonabil, ca să spun așa. Așa că astea vor fi următoarele cărți pe care o să le citesc și cred că o să încep chiar din seara asta cu Fecioarele. Și pe urmă mai văd ce și cum. Uite și asta, Pacienta tăcută. Asta mi se pare una dintre cele mai bune cărți din astea. Romane, mystery, thriller, super bună. Ce faci, Pufoșel? A apărut o nouă cutie în casă? Am înțeles, asta e a ta acum. Și voiam să mă duc să o reciclez. Dar presupun că nu. Wow, cartea asta are peste 600 de pagini. Poți să-mi spui ce faci? Isis, ce faci? Wow! Bine, eu mai am o carte. Stați să vă arăt. Care este încă în țiplă. Cartea asta, Femeia la 1000 de grade. N-am citit-o, după cum se poate observa. Dar este foarte, foarte groasă, nu știu câte pagini are, dar și mai am încă una aici, uite asta, Străinul, nici pe asta n-am citit-o. Uite, o altă carte în țiplă este asta, Vânzitorul de lei, și pe asta am primit-o de la prietena mea Roxana în urmă cu 4 ani de ziua mea și după cum se poate observa, nici pe asta n-am citit-o. O mai am și pe asta pe care mi-am cumpărat-o când era mare, mare hype cu arta subtilă a nepăsării. Nu știu exact de ce am cumpărat-o, pentru că nu citesc astfel de cărți, dar mi s-a părut interesant titlul și toată lumea vorbea despre ea. Aparent și asta are peste 600 de pagini. Minunat! Dar măcar asta are scris un pic mai mare. Gata, am desiplat toate cărțile și în timp ce dădeam folia asta de plastic jos de pe cărți, mă întrebam oare care e motivul pentru care au trecut cu muzichia. Da, mă întrebam care e motivul pentru care pun foliezi o carte, adică ce sens are să pui plastic peste o carte, un plastic inutil din punctul meu de vedere. Dacă știți voi care e motivul, aștept să-mi spuneți în comentarii și de asemenea aștept să îmi spuneți
dacă ați citit vreuna dintre cărțile pe care vi le-am arătat mai devreme, pe care mi le-am comandat. Pot să spun că până la anul am de citit, n-ar mai trebui să comand alte cărți, ar trebui să mă mobilizez și să citesc cărțile pe care le am și de-abia apoi să comand altele. Le-am pus acolo. Nu pot să zic că îmi place cum arată. Mie nu-mi place să înghesui chestii, nu-mi place să fie aglomerat și da, știu că pare ciudat având în vedere că biroul meu este mereu dezorganizat și colecția de machiaj este alandala și sunt toate claie peste grămadă acolo și sertarele sunt arhipline, dar nu-mi place să văd un loc așa aglomerat, îngrămădit și problema e că nici nu știu cum să le organizez. Momentan rămân acolo și o voi vedea eu ce și cum. Și pufoșinul s-a instalat aici în cutie. The love kitty, oui. Oui. This could work. Bună dimineața, este miercuri și este prima zi din luna septembrie și tare mă bucur că vine toamna sau, mă rog, o venit, se instalează așa încet, încet. Mi se pare că sunt un pic așa mai activă, mai plină de energie când e mai răcoare afară față de canicula pe care am avut-o în ultimele săptămâni, luni. Mă o să-mi fac a doua cafea. E cât e ceasul? 12 și 10. Wow, nu știu cum a trecut timpul deja. Și prima vreau să dau o comandă pe Sole pentru că au niște reduceri destul de mari și BB Cream-ul Magic de la Purito are un preț super, super bun și oricum al meu e pe terminate. O să mai iau și o spumă de corp de la Evia, având în vedere că peste 2 săptămâni plecăm în Grecia și cred că mai vreau ceva, o să mă uit oricum, o să vedem la momentul respectiv când ajunge. Asta înseamnă că o să mai apară o cutie în casă. Ieri am avut o tentativă să încep să citesc o carte, respectiv Fecioarele, doar că nu am mai apucat pentru că am fost acaparată de Netflix. A apărut sezonul nou din Good Girls și aseară pe la 10 și un pic mi-a scris prietena mea Roxana că a apărut și am zis ok, hai să mă uit. E un serial mai lejer așa, a ajuns la sezonul 4. Eu sunt de părere că se lungește și devine așa plictisitor pe locuri. Știți cum era serialul ăla Pretty Little Liars?
Și ăla mi se pare că atâta l-o lungit, eu am renunțat la el, nu știu cine, n-am văzut cine era ei, în fine, detalii din astea, dar cam așa se întâmplă cu serialele, parcă se tot lungesc. La fel este și serialul Blacklist, la care mă uit, cred că a ajuns la sezonul 8 și ăla mi se pare că o lungește, dar cred că sezonul 8 acum e ultimul sezon. Ar cam fi cazul. Poate reușesc să mă apuc în seara asta de citit. Asta dacă nu mai sunt acaparat de alte chestii. Și apropo de platforme din astea și seriale, chiar văzusem într-un vlog de al Andrei Ih că se uita la ceva filme pe Apple TV și cum am auzit de platforma asta, am zis, hopa, ia să văd. Am tot văzut că sunt tot felul de filme interesante pe Apple TV, dar ce să vezi, că în România nu este disponibil. Și am zis că o să apară cândva prin 2022 sau 2023. În fine, până atunci mă mai pe Netflix și pe Prime Video, pe Amazon. Nu, și cam atât despre seriale și activitățile mele eșuate. Voiam să vă zic că înainte să ieși să-mi pun comanda la Sole, că mai devreme am descărcat aplicația pentru mașina de spălat. Știam de aplicația respectivă, doar că nu mi-am bătut capul să descarc aplicația să văd despre ce e vorba și am văzut acum la cineva pe Instagram că vorbea despre aplicația asta și am zis hai să mai încerc o dată. Și mi-am conectat mașina de spălat la wireless și prin aplicație poți să descarci mai multe programe. Este valabil pentru LG. Și am văzut că sunt tot felul de programe interesante. Dacă vrei să speli un singur articol, dacă vrei să folosești programul de antișifonare. Astea sunt programe care pot fi descărcate din aplicație, prin aplicație. Mașina de spălat are niște programe standard, dar mi se pare foarte tare chestia asta. Numai bine că am spălat ieri toate hainele și acum nu mai am ce să spăl. O să aștept să se umple coșul și o să văd ce programel folosesc. Și cu asta mi-am ocupat eu timpul mai devreme. O să dau comanda pe Sole și ne vedem un pic mai târziu. Doar două produse să comand. Spuma și BB-ul magic. Unde fugi? Mă gândeam că n-am mai făcut de mult un unboxing și au ajuns mai devreme un colet la mine. Culmea e că m-a și sunat curierul de două ori, nu am răspuns pentru că n-aveam telefonul la mine.
Și a venit și a bătut la ușă și l-am auzit. Și o să începem cu asta. Uite, curiozitatea. Dar ce iasemnă o cutie. Uite. Uite cutia nouă. Da. Îmi place în ea? Presupun că nici pe asta nu s-o arunc prea curând. Deja avem 3 cutii cu asta. Am primit niște produse de la Catrice. Și hai să vedem ce e aici. Oh, văd o paletă foarte drăguță aici. Paletă care nu se află în colet. Hai să vedem ce e aici. Astea sunt noutățile de toamnă. Așa arată. Și de paleta asta ziceam că arată interesant. Acum vrei și în cutia asta arată? Am odată Volumizing Extreme Lip Booster. Asta este un balsam de buze, mai am unul cu pepene, ăsta văd că este cu struguri, Mint Me Berry You. Și este un balsam care nuanțează buzele. Lash Changer, aici este un rimel, dar este waterproof, eu nu prea folosesc, de fapt nu că nu prea, nu folosesc rimel waterproof. Dar aș fi curioasă totuși să văd cum e ăsta, cum face genele, ce efect are. Apoi am un fond de ten matifiant, All Matte Shine Control. Oh, ăsta e bun. Cu acid glicolic și yuzu seed oil. Ăsta este un tratament de unghii, un întăritor de unghii. Și nu am mai văzut până acum un produs de unghii cu acid glicolic. Ok. Am aici și... Vai, ce frumoasă e nuanța asta. Am aici două orje. Cine știe, poate că o să încep să îmi fac din nou unghiile cu orje normală după ce trece problema pe care o am acum. Am un anti-cearcăn. Ultimate Camouflage, eu mai am avut ăsta, nu varianta asta, era doar camouflage atât, foarte mișto și poate fi folosit și pe post de primer. Și ultimul produs, o, ce frumos e ăsta, Blush Box, mai am unul din ăsta, doar că e o altă nuanță, evident, și asta este o nuanță nouă, cred că se reflectă acolo, Good Girls. Serialul la care mă și despre care vă ziceam un pic mai devreme. Ok, astea sunt noutățile. Și văd că sunt aproape toate, mai puțin un ruj, un creion și paleta asta care arată foarte interesant. Poate o găsesc la DM când mai ajung să o văd despre ce e vorba. Și al doilea colet este de la Synergy Term. Ăsta l-am primit alaltă ieri și sunt niște produse noi. Synergy Term este un brand românesc și găsiți produsele și la Douglas, mi se pare că și în Canva. Iar acum au lansat niște produse noi de skincare. Oh, ce bucurie cu cutiile astea! Și am odată așa, Exfoliate Toner, care este cu AHA și PHA, cu acid glicolic și gluconolacton. Serul ăsta, Revive Serum cu retinal,
Eu am avut un ser cu retinol și mi-a plăcut foarte mult, nu de la Synergy Therm. Cel pe care l-am încercat e de la Geek & Gorgeous, mi-a plăcut foarte mult și sunt curioasă să-l încerc și pe ăsta. Apoi am Radiant Serum, care este cu vitamina C. Și un ser cu acid hialuronic, Hydrate Serum, care are trei tipuri de acid hialuronic. Acid hialuronic încapsulat, acid hialuronic cu masă moleculară mică și acid hialuronic cu masă moleculară mare. Și culmea e că zile trecute mă gândeam să încep un ser cu acid hialuronic pentru că nu mai am și uite că ăsta a picat la fix. Mai am și alte seruri cu acid hialuronic, dar dacă tot l-am primit pe ăsta, am zis să îl încerc pentru că sunt super curioasă. Și produsele astea nu conțin uleiuri, parabeni, parfum sau coloranți. Ia uitați-vă la set. Da, astea sunt produsele pe care voiam să vi le arăt, să le aduc în atenția voastră, să știți că au apărut produse noi. Și de îndată ce o să încep să le folosesc, o să revin cu impresii. Momentan pe astea o să le pun deoparte, să mai termin din produsele pe care le am. Și când se termină cele pe care le folosesc acum, o să le introduc și pe astea în rutină. Pe ăsta o să încep să-l folosesc din seara asta sau de mâine. Am un ser care e pe terminate și după ce îl termin pe ăla o să îl încep și pe ăsta. Și acum că le-am împrăștiat pe toate ei și sunt înconjurată de cutii, mă apuc să fac puțină ordine, să pun produsele la locul lor și mă pun să mă uit în continuare la Good Girls și poate spre seară îmi pun să citesc. Bună dimineața, este joi și m-am trezit un pic mai devreme decât de obicei, pentru că astăzi mă duc să mă vopsesc și vreau să mă și machiez, respectiv să încerc produsele aia de la Catrice. Pufășin, haide! Hai că-ți fac loc aici. Haide că ți-am făcut loc! Înainte să mă dau cu BB cream, o să mă dau cu anticearcănul ăsta, care este nuanța Ivory. Aseară am folosit și tratamentul ăsta pe unghii. Am folosit și oja asta pe unghiile de la picioare, dar talentul meu este zero. Nuanța este Dream Me to NYC. 112, în cazul în care vă interesează culoarea. O să aplic acum aici anticearcănul ăsta. Eu îl am și pe ăsta lichid. Și de la un timp îmi aplic întâi anticearcănul și până mi-aplic
BB cream. O să fac ceva super rapid. Nu o să fac nimic complicat sau elaborat. Acum am primit mesaj că ajunge și comanda de la Sole. Nu, bine că mai am destul de puțin din BB cream-ul magic. O să încerc și blush-ul ăsta. O să încerc și rimelul ăsta, chiar dacă e waterproof. Uite, asta e cealaltă nuanță pe care o am. Și apropo de rimel și rimelul ăsta, a fost inițial primit într-un PR box din ăsta de la Catrice. Și la început nu eram tentată. Până într-o zi când am zis, hai totuși să îl încerc, că n-am nimic de pierdut și de atunci tot pe ăsta îl mai folosesc. Și l-am tot cumpărat și tot cumpărat. Aș fi tentată să încerc și fondul ăsta de ten, doar că eu nu mai folosesc fond de ten de mai bine de un an. De când am descoperit BB cream-ul ăsta de la Purito, nu am mai folosit fond de ten. Cred că am mai folosit o dată sau de două ori, dar nici nu mai am fond de ten. De fapt, mai am unul singur, pe care va trebui probabil să-l arunc, că o fi expirat. A, nu, 24 de luni. L-am de anul trecut. Mai merge. Uite, ăsta de la Gauche mi se pare un fond de ten foarte fain. Se numește Exceptional Wear Foundation și are acoperire și nu încarcă tenul. Dar eu prefer să folosesc BB cream. Am zis, n-am mai folosit fond de ten de mai bine de un an, așa că cel mai probabil pe ăsta o să îl dau cuiva sau poate îl includ într-un giveaway de pe Instagram sau un giveaway de pe YouTube, cine știe. Știți că v-am zis la un moment dat că aș vrea să fac un giveaway și n-am mai apucat să... Nu m-am organizat. Asta e adevărul. Mai este un fond de ten de la Catrice, se numește True Skin și l-am văzut în nenumărate rânduri la Tati și l-am văzut și în online că ar fi super, super bun. De asta este All Matte Shine Control Makeup și văd că este long lasting și transfer proof. De pe buze sunt dată cu balsamul ăsta, varianta cealaltă pe care o aveam cu pepene. Asta e cu, am zis ieri struguri, dar acum arată fructul ăsta. Este un fruct al pădurii, nu știu, mure, smeură. Nici aseară n-am apucat să citesc. Eu m-am uitat la Good Girls, pe urmă seara m-am uitat la vlogul Madalinei și la 11 eram deja în lumea viselor. Nu m-am mai culcat atât de vreme de foarte mult timp. Dar aseară, uite că am culcat la 10 fără 10 și probabil că au contribuit la treaba asta și cele 3 pahare de vin pe care le-am băut aseară. Și de asta am putut să mă și trezesc așa un pic mai devreme. M-am trezit la 8:20. Apropo de Catrice, eyelinerul ăsta este excepțional. Vă mulțumesc pentru recomandare. Chiar un tuș foarte bun. Te vreau să
adaug acum cu rimelul ăsta. De așa arată periuța. Și zice că este un rimel pentru volum. Hai să vedem. Wow. Wow. Chiar că Lash Changer. Ia. Dintr-un strat. Stați să aprind lumina că parcă mă... A, așa e mai bine, parcă nu. Așa arată genele date cu acest mascara. Wow! Chiar mișto! Să mai dau un strat. Wow! Chiar este Lash Changer și acum nu știu dacă am un rimel nou preferat sau nu. Mi se pare că ăsta oferă și așa dimensiune. Acum sunt curioasă dacă o să rămână genele așa până seara, pentru că asta e șmecheria la Lift Up. Așa cum îți faci genele dimineața, așa rămân până la demachiere, nu se prăjitesc. Rămân așa ridicate, alungite. Te sunt curioasă dacă asta se întâmplă și în cazul acestui rimel. Vă ziceam ieri că eu nu port, că nu folosesc rimel waterproof și asta pentru că mi-a rămas mie de când eram mică, de pe vremuri, că rimelul waterproof are formula mai, cum să zic, mai agresivă, o formulă mai agresivă. Dar nu știu cât se mai păstrează treaba asta. Știam că au o formulă care în timp dăunează genelor. Dar acum cu toate invențiile astea, uite, pe ăsta de exemplu scrie că este Stronghold Easy Remover, deci nu mai sunt nici rimelurile waterproof ca pe vremuri când te demachiai cu slujbe. Și ăsta am văzut că are și acid hialuronic. Mă rog, nu cred că are vreo relevanță, că în ziua de astăzi parcă totul e așa să te... să te atragă. No, cam așa arată. Îmi place cum mi-au făcut genele. Uite cum am și murdărit aici, minunat. Și ia, mă dau acum cu blush. Să vedem cum e ăsta. Cred că mai am timp să fumez o țigară și am plecat. Asta e așa mai portocaliu. Îmi place nuanța. Nu am pus prea mult blush. Ați observat, ați văzut noul trend în materie de machiaj? Să îți pui așa super mult blush și să-l duci până aici, spre tâmple. Ți
să pui super mult blush. Asta este un nou trend aparent în materie de make-up. No, și cam atât momentan. De fapt, o să... No, și cu highlighter. Și apropo de highlighterul ăsta, nu știu dacă v-am zis tot așa într-un vlog, mi se pare că arată încărcat pe ten. Ei bine, aparent nu foloseam pensula potrivită, foloseam tot o pensulă de highlighter, dar am zis hai să încerc cu asta, asta e de la Beauty Bay și parcă se așează mult mai bine. Și nu mai pare încărcat. Bun, hai că mă pregătesc repede, repede și ne vedem un pic mai târziu. Gata, m-am îmbrăcat. Mi-am luat laptopul, am luat și cartea cu mine, poate m-am făcut să citesc cât stau pe la salon și gata. Ia uite cu cine mă aștept, cu cine m-am întâlnit aici. Ce faci tu, nebunică? Wow, ce e aici, salonior? Unde-s vesmeticii? Hai că ne vedem mai târziu. Ne vedem mai târziu, tu nebunică mică. Gata, am revenit proaspăt vopsită și cu freza asta nebună. M-am oprit și la cofetărie să iau niște... prostii. Mi s-a făcut poftă așa de foietaje din alea cu brânză și m-am oprit și am luat câte una alta. Uite, din astea n-am mai mâncat de super mult timp. Sunt foietaje cu ciuperci și cu brânză. Aici am luat lui Andrei un cremșnic. Uite, așa arată. Și avem niște prăjituri din astea mici. Adică arătau super bine. Și aici am alune. Ia să iau de asta. Să văd cum e. E bună, nu e wow. Poate asta e wow. Te pomeni că vrei și tu prăjituri. Asta e mai bună. Se simte multă nucă. Trebuie să mă duc și până jos să îmi iau coletul de la Sole. Dar mai stau puțin să-mi trag sufletul și pe urmă mă duc. Îmi place mult cum mi-a aranjat Liza părul. I-am și zis că eu nu apuc să îl fac așa. Mi se pare că îți trebuie super multă îndemânare ca să periezi părul și să iasă așa și m-am pus pe gânduri, mi-a zis să-mi iau Dyson pentru că ăla face singur, dar adevărul e că m-am tot uitat zilele astea la Dyson, dar prețul mă face să potolesc, mi se pare foarte scump, într-adevăr poate să fie o investiție. Dar, totuși, o să mă mai gândesc să văd ce și cum și cine știe, poate o să mi-l iau. Am comandat astăzi de la King Rolls, mi-am luat și eu ceva și acum am observat acest detaliu pe fungă. Mi se pare super drăguț. Și aici e coletul care mi-a ajuns
astăzi de la Sole. Am zis că ieri am pasat comanda și astăzi eu și ajuns. Am luat DVD-ul magic și spuma asta, SPF de la Evi. M-am apucat să citesc cartea asta cât am fost la salon și momentan se citește destul de ușor, nu sunt foarte multe detalii care să te bage în ceață și vreau să mă duc acum în pat, îmi pun să citesc. Am pus în pas să citesc puțin, am citit și pe urmă am tras un pui de somn. După cum se poate observa, machiajul este intact și, apropo, și de primerul pe care l-am folosit astăzi, genele au rămas la fel. Îmi place. Îmi place și părul. Mă duc să hrănesc pisicile de jos și pe urmă cred că mă bag iar în pat să citesc. Sătănel stă aici și se uită așa curios și nu știam la ce se uită când colo. Ce faci tu, Fandosel? Te-ai băgat singur aici în coș. Cât ți-o luat? Jumătate de an? Bravo! Bravo! Ce doriți de la viața mea? Ce vreți? Zborurile goale? Wow, ce e acolo? O cutie nouă? Știi tu care este pentru tine? Bună dimineața, este vineri și la prima oară m-am trezit cu comanda de pe Zoo Plus. Nu știam că vine atât de repede curierul, la 9:30 era aici și văd că e o cutie mai mică decât de obicei, ceea ce e bine, pentru că mi se părea că sunt cutii mult prea mari. Și a venit curierul, a văzut la ușă, mi-a lăsat pachetul fix acolo pe preș și e destul de greu, dar am reușit să-l aduc aici în bucătărie și set s-a pus pe el. Hai că nu-l deschidem chiar acum, lasă-mă să mă trezesc și eu. Să mă trezesc și eu, da? Și pe urmă facem un unboxing. Ești curios ce e acolo? The usual stuff. Am dat o comandă pe Zoo Plus alaltăieri și o ajuns azi dimineață, după cum vă ziceam și mai devreme. Am comandat pentru isterică și pentru bezmetici. Am luat șezir pentru ale noastre, sursătura de aplavs. Snacks-urile astea, care le plac super mult. Astea sunt pentru isterică și bezmetici. Și astea sunt pentru pisicile de jos. Așa. Și am luat un sac din ăsta de weight reduction de la Hills. Și ar trebui să fie aici un sac de nisip. Hai să le scot pe astea. Uite, ăsta e nisipul pe care l-am luat. L-am mai încercat și îmi place, nu lasă praf și alte cele. Și asta e mâncarea. Nu știu exact ce am comandat aici. Am luat și niște Wild Freedom din astea pentru isterică și bezmetici, niște feringa, două pungi din astea. Asta și astea sunt pentru pisicile noastre.
Șefa la jucării, ce faci? Vai, nu știu unde am trăit până acum, că nu am mâncat niciodată Philadelphia și am văzut zile trecute la Denisa pe Instagram o postare în care avea pâine din asta și Philadelphia și mi s-a făcut poftă și ieri am fost la cumpărături și am zis hai să iau și eu Philadelphia să văd cum e. Și am mâncat acum două felii din astea și Doamne cât e de bună combinația asta. Am pus și niște sare din asta șmecheră de la Ikea. Și nu știu dacă îmi place foarte, foarte mult Philadelphia sau dacă îmi place acest folcorn nechebrot sau combinația asta, dar am mâncat două felii și vreau să mai fac încă una. Am mai mâncat Philadelphia într-un preparat, nu am mâncat așa separat. Am folosit Philadelphia mai demult când am făcut o bazta. Asta este un preparat specific bavarez. Și se folosește brânză din asta, cremă de brânză, brie, camembert și ceapă și paprika. Poate să fac într-o zi. Dar, OMG, cât de bună este chestia asta. Nu știu ce n-am mâncat până acum. Deci e atât de bună combinația asta, cred că și pâinea aia e foarte, foarte bună, încât aș mânca non-stop, dar am mâncat 3 felii, e unu. Aseară ne-am culcat la 3, ne-am uitat la Breaking Bad și eu m-am trezit pe la 11, așa speriată, pentru că simțeam soarele pe față. Ca să vă dați seama cât de paranoică sunt eu cu soarele, pur și simplu m-am trezit. Și uite că acum am apucat să mănânc micul dejun sau brunch sau whatever. Îmi fac acum și un ceai și mai vedem ce și cum. M-aș duce totuși să iau niște unt, că oricum nu avem unt deloc. Și ieri când am fost la Kaufland am vrut să iau și am zis lasă că mai este, dar ce să vezi că nu mai era. Așa că m-aș duce totuși să iau niște unt. Și să fac banana bread azi sau mâine, nu știu, dar cred că o să fac un drum să iau un unt. Cu cârpa să șterg bicicleta. Ne-am dat cu SPF și mergem într-o... SPF-ul-i viața mea! Am făcut că am mai putea să ieșim cu longboard-urile. Grafic să ieși cu bicicletă, dar să ieși.
Nu mai ajută mult. Hai că poate mai ajung și spre seară sau mâine. Gata, am ieșit de la Mega Victorioasă cu ghiozdanul plin. Mai așteptam mult? Eram nehotărâtă la unt. Și am mai luat-o în Philadelphia. Vrei să duc eu ăla? Nu. Sigur? Da. Sigur. Da. Haide-mi cheia, sufletul. Ai, la mine. Nu, uitați-vă la tembela, că s-a găsit în fața ușii Popriș să scoată toate astea și să... Na, uite. Și roșiile. Na, uitați-vă la tembela. Uite, cu căpșunică. Așa, scoate-le Popriș, unde ne ștergem pe picioare și asta. Da, așa, unde că nu ne ștergem pe picioare. Poate tu nu te ștergi, dar... Uitați-vă la tembela, băga cheile la fund. Ce-au mai ia ăla, că doar nu o să deschizi întâi ușa și după aia aștept. Stai puțin să mă organizez. Hopa, căpșunica. Uitați-vă la cea mai copil tembel. Adevărul e că anul trecut pe vremea asta nu aș fi făcut ce am făcut acum, să scot toate astea pe preș, la cât de paranoică eram. Uite, nu știu dacă s-au scumpit toate chestiile, dacă alegem noi chestii mai scumpe sau banii nu mai au nicio valoare, sau toate cele de mai sus, cum s-ar zice. Pe toate astea am dat 70 de lei. Și am luat două unturi, Philadelphia, chifle, miez de nucă, căpșuni și roșii. Gata, vlogul ăsta se apropie de sfârșit, vreau să fac încheierea, să îl editez și să îl postez ca să intre la o oră mai rezonabilă. Vă mulțumesc dacă ați ajuns până aici, sper că v-a plăcut vlogul și că ați găsit informații utile și că vă inspiră și ne revedem săptămâna viitoare. Săptămâna viitoare, pe vremea asta, vom fi pe drum spre Grecia și cred că ziua de sâmbătă nu o să fie filmată și postată în vlogul de săptămâna viitoare. O să văd cum mă organizez. Ori îl postez vineri seară, ori îl postez sâmbătă. Dacă aveți vreo preferință, lăsați-mi în comentarii și o să vedem ce mai facem săptămâna viitoare. Săptămâna viitoare mă duc și la concert la Delia și de abia aștept și mai vedem ce se mai întâmplă, ce mai facem. Aștept ca de obicei comentariile voastre în secțiunea de comentarii. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă transmit toată energia pozitivă și ne revedem săptămâna viitoare tot aici pe YouTube.